Bună seara, Vica. Ce mulțumesc, faci? Mă, am văzut că m-ai cablat. Te-am cablat bine. Am văzut că mi-ai cablat. Trebuie să mă cablez de aici. Ești cablat aici și nu mă place foarte mult. Așa de mult. Ba da, cum să nu, Vica. Doamne, ce faci? Cum ești? Bine, foarte bine. Mă bucur. Ai fost la noi la gala 45 la Eric Sef, după cum bine știu. Anul trecut, da. Cum ți s-a părut, Vica? Păi, dacă m-ai întrebat de genți, de mașini, de psihologie, să spune. Ce să vă supără? S-au bătut niște unii în cușcă, păsat, nu știu ce să ce-a păsit, a intrat, s-a intrat și a ieșit. Dar a fost învingător indiferent de orice. Da, clar. Este un om extraordinar. Asta și eu așa pot să fac, dacă vrei. Păi, ce zici, te băgăm în cușcă? Da, uite așa, intru, așa. Cu cine vrei tu în cușcă? Nu contează! Nu contează! Cu Ana Zăvoranu? Cum ar fi? Bine așa, am stat o minută, că știu că se plătește bine, da? Da! Bine! Dacă se plătește bine, vin, trebuie să vii cu alea respective pe care le avem noi. Nu e problema, dar e singura problemă, că sunt de operată și... Da? Atunci îți mai lăsăm un an, doi, dar fii atentă la gala de pe 29 mai. Avem un meci formidabil, două fete versus un bărbat. Ce părere ai de asta, Vica? Ce fete? Roxana Zuțu cu Betișor versus Perversul de pe Târgu Ocna. Ești să amintesc, doamne. Doamne, mi-a spus în velul următor Lidia Buble. Să le rupă fetele, să-i rupă fetele piciorușele ca la pui. Da? Așa nu s-o rupă. Ești tot pentru fete, da? Dar nu vrei să fii pentru bărbați. Păi nu știu, te-am întrebat, am crezut că ai... Normal, oricum sunt cu femeile tot timpul, dar acum atât mai ele... Dar că și că au reguli speciale, ele vor purta că și el are voie să dea doar cu palmele. E bine și pentru el. Pentru că trebuie să dea doar cu palmele. Cine adică știe unde va da cu palmele? Are voie să zgârie. El are voie. Să zgârie, da. Fetele au promis un show formidabil, să știi. Da. Dar haide, în momentul de față, să luăm două personalități din România și să le punem noi așa în viziunea noastră în cușcă. Pe cine crezi? Tu. Hai să luăm două personalități, să le punem în cușcă. O viziune a noastră. Pe cine ai luat tu din showbiz-ul românesc? Să așezi unul lângă celălalt sau una lângă cealaltă. Ca să-i punem în cușcă, ca să vedem dacă se pot realiza aceste meciuri. Dar la noi oricum se realizează orice așa. Mi-ai făcut o întrebare capcană, mai făcut să dăm la această fază. Nu știu ce să zic dacă stau să mă gândesc acum. Ia să vedem, pe Maria, pe prietena noastră, pe Maria Constantin. Ce zici, ai vedea-o în cușcă? Păi cu cine? Cu Burescu? Florin? Cu Florin Burescu, Maria Constantin. O să vină cu Florica, o să intre. Și o să plece. Bun, păi și tu ești în colț la cine? Ori la Maria, ori la Florin? Că tu ești prietena ambilor. O să fiu 50-50. O să fii 50-50. Păi, o să păriesc pe amândoi, că să nu pierd. Păi, tu trebuie să găsiți oricum bani din ambele meciuri, așa că... Eu păriesc pe amândoi, deci nu contează. Uite, mi-a spus Stărila Gheorghe ieri că a luptat în ciocolată cu Andrei Antonescu. Tu ai luptat în ciocolată? N-ar intra în cușcă, dar ar intra în ciocolată. Eu sunt pacifistă, doamne. Așa. Da. Mi-a zis Lidia Poblea același lucru. Că-i pacifistă, domnule? Eu sunt pacifistă, eu cu bătare nu am. N-ai captit niciodată pe niciunul? Eu se bat pe unul. Da, tu să-i dai un pumn la unul, să-i zici, băi... Eu sunt prea inteligentă, că să le ridic mâna. Eu le fac în vorbă. Ai avut vreodată vreun clinch cu o femeie? La bătaie? Da, la bătaie. Sau verbal, așa, ai fost vreodată. Bine, oricum. Bun. Ce zici? Vreau să văd pe Mara Bănică cu Oana Roman, la cușca. Ați auzit? Păi, imediat o sunăm pe Mara și îi spunem, domnule, ai un meci aranjat aici, lumea te vrea în cușcă. Dar promis că vii, da, dacă aranjăm meciul ăsta, dintre Mara și Oana Roman. Da. Promis că vii? Și te lăsă, dar... așa ceva, nu am să rătui. Nu ai cum să rătui. Te le văd îmbrăcate frumos? Da. Am mâncat? Da. Dar până atunci, Vica, noi ne vedem pe 29 mai la gala Eric Sep, la sala polivalentă, unde vă invităm și pe voi să cumpărați bilete de pe www.ericsep.ro, pentru că biletele se duc rapid, pentru că vor fi meciuri mișto rău de tot și Vica știe foarte bine că ea mai fost odată. A fost foarte mișto atmosfera. Atmosfera, da. Da. Și meciurile. Mulțumim, Vica, și te așteptăm. Te pupăm.